Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit la flooding! Dă-l pe ăsta mai încet, că ne tot spune că e varză. Inundații, că da. Cred și eu cu vremea asta la ce stai și dacă nu, asta, inundații. E târziu, e 11. Mergem să colectăm ceva, o să vedeți imediat ce colectăm, că nu ne-a ieșit nouă în ultima noastră transgresiune shoppingăristică. Nu ne-a ieșit treaba și atunci am dat comandă. Păi ce facem noi aici? Avem bani de cheltuit și voi nu vreți să-i luați? Cam așa vine asta, ca să vedeți. Și ne-am trezit de dimineață frumos, pe la vreun 8 așa, cu un sunet foarte plăcut, precum acesta pe care l-auziți voi, pe geam. Noi avem geamul ăla înclinat și bate ploaia foarte elegant în el. Nu zic romantic, frumos, paca-paca, ia-mă în brațe, mu-mu-mu, știți, treburi frumoase. Dom'le, dar uitați-vă cum arată cerul față de cum era ieri. Nu e atipic pentru perioada asta, nu zic, dar culorile. Da. Doamne, aceste culori. Spune Doru, ne-am trezit de dimineață și trecând peste mumumul lui, am desigur făcut o coizuială din aia în pat, așa am stat și am cicitit, domne. Dar dacă nu era vorba să deschidă Costco și să aibă program de domnișoare duminica la 11, pentru că după Costco am stat, pentru că, na, așa se întâmplă când aceste supermarketuri deschid foarte târziu duminica, noi am fi sărit din pala 8, nu? Și am fi plecat. Ne-am fi dus. N-ar trebui să ne plângem, că și în Spania era la fel. Da, dar nu mă plâng, doar că spun cât de matinală sunt eu în raport cu Costco, nu-i așa? Dar Costco este un magazin extraordinar, vă uitați Costco și desigur Sheffield. Și mai ales... Delia președinte. Nu, încă nu am decis la ce vreau să președinte. Băi, nu știu, trebuie să fii președinte. Asta e foarte, e foarte bine, pentru că la un moment dat toată lumea spune acolo votez Delia președinte și da. Chiar i-am răspuns lui Carmen, știi, din state, din Texas. I-am și răspuns: "Bun, bun, ok. Președinte, președinte, dar stai să vezi când s-o întâmpla. Atunci să vezi panică, Doamne, știi, cam așa e asta." Asta stai să vezi când s-o întâmpla, atunci să chiar panică. Tras, nu? Nu, că nu vrea nimeni să ia locul tras. Nu am aflat, nu. N-am aflat încă cine, dacă este e Boris versus încă o tipă și fan. Eu sunt fan Sunak, abia aștept să iasă. Eu sunt sigură că el o să iasă. Doru tot spune: "Nu, o să vină Boris înapoi." Și am spus: "Mi se pare aiurea ca partidului să îi țină spatele din nou, când tot el l-a vrut, tot ei l-au vrut jos, nu?" Dar am citit știrile aseară și am văzut că aparent sunt unii care au aplaudat faptul că el a plecat și acum îl susțin. Deci e schimbarea schimbării în această țară pe bune. Ce credeam noi că facem schimbarea schimbării? Păi noi trebuie să luăm lecții, domne, de la oamenii ăștia. Da, de ce ne-am gândit, poate reușim să-l angajăm și noi consultant, pe domnul Dominic Cummings, nu? Da. Că el a fost schimbătorul schimbărilor schimbate. Cum ar fi să vină și mandatele astea? Cum ar fi? Să vină și ăla, să vină și Theresa May. Să vină David Cameron înapoi. Da, să vină Tony Blair, zic. S-a rezolvat de nu se poate. Ne-a trimis să ne bucuim spațiu aici și să mergem acum. Da, pentru două cutii, Ikea are un sistem foarte bine pus la punct, foarte ordonat, foarte organizat. Pentru două lucruri, vorba ta, cât ai sistemul, ia uitați, le-am găsit, domnule, în sfârșit, că eram noi nefericiți că nu o să le găsim. Îi sparge cuiva mașina? Nu știu, e o criză existențială a unei mașini de aici. Da, 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 chiar că existențială criza. Da, am găsit am așa becurile. Păi, nu, vin cu becuri. Și că eu am uitat de becuri? Îți recomandă ce becuri și cum când o cumperi. Problema e că să vedem unde și cum le băgăm în priză. Eu la asta mă gândeam aseară înainte să mă culc și nu puteam să adorm. Avem asta în plan, am eu grijă de treaba asta. Trebuie să cumpăr oricum niște prelungitoare de un anume fel, pentru că avem și șemineul pe care trebuie să-l punem în priză. Vă dați seama, șemineu, televizor, alte lumini, o să fie, bă, o să fie sorcov, o discotecă. Crezi că o să fie altceva decât discoteca la noi în casă? Nu, mi se pare că se face din ce în ce mai cozy, am pus moșuleții la locul lor, dar o să vă arătăm toate la timpul lor, știți că e deviza noastră. Mulțumim, mulțumim, Ikea. Iar încep să plouă. Dacă... S-a oprit un pic, adică urgat. Pregătește-te să fie la această vreme, dar nu te îmbii așa la o cafeluță cu scorțișoară, la da. O băturică. Am pregătit noi ceva special. Ce vorbă, înainte să plecăm de acasă, îi spun Deliei. Nu vrei tu să facem noi o nefăcută, o specială da, din asta? Așa, out of nowhere. Da? Ai și bine, nu? Te-am inspirat, nu? Este băi, da, sunt bună, inspirat. Sau ce? Ziceți voi că nu. Deci ajunge, când o să ajungem acolo, până un alt avem de rezolvat Costco, de făcea Delia mai devreme, n-avem multă treabă acolo. Să ajungem și la locul ăla. Bacovia,
era un băiat trist, dar mie nu mi-inspiră tristețe, mie mi-inspiră bucurie vremea asta, știu, sunt puțin... Dar a zis cineva că sunt normală vreodată? Niciodată. Și astăzi, domne, sărbătorim ce sărbătorim, domne, astăzi? Ah, ce ai uitat? Am uitat, dar ce sărbătorim astăzi? Că mă faci să-mi scot telefonul. Te-am trezit de dimineață și am spus la mulți ani? Și mi-a zis la mulți ani, dar nu știu de ce îmi spune la mulți ani, pentru că nu știu dacă el ține minte că sărbătorim ceva astăzi sau mă trolează. Cum adică? Că se răzbun acum, că uneori eu îl trolez. 23? Păi asta sărbătorim, dragă. Da? Da. O nouă zi, ce sărbătoriu! Hai că poate ne spune, nu? Până la finalul vlogului. Fiecare zi e o ocazie specială pentru mine, v-am mai spus motto-ul meu și felul în care privesc eu viața, așa că dacă Doru are un motiv de sărbătoare de care eu nu știu, bine, dar dacă nu are, oricum e sărbătoare și astăzi, ca și ieri și, Doamne ajută, ca și băieți. Da, unde naiba mă duc eu? Uite ce frumos e roșul ăsta! Aici jos e râul Doni, acel râu care când se inundă, în spate avem molul. Se întâmplă lucruri inundabile și alta nu. Am avut noi în 2019. Momentul în care tu voiai? Eu voiam să merg la mol să-mi caut, o rochie pentru și sărbare. Petrecere de Crăciun, whatever. Cred că știu de ce ai zis sărbare. De ce? Ești influențată de cartea pe care o lecturăm acum? Da, un pic. Da, și eu. Eu eram în seara aia aici și se zice și Doru, zice, hai să mergem la mol. Și el zice, nu, doamne, nu vezi ce coadă e și au anunțat ăștia inundații și nu știu ce, nu mergem, hai totuși să mergem acasă și mergem în altă zi. Și eu zic, bine, dar foarte supărat așa, ajungem acasă, a venit și fratele meu în seara aia la noi. Și atât de tare s-a inundat că oamenii au rămas blocați în mol până a doua zi. Iar fratele meu a trebuit să rămână la mine pentru că nu avea pe unde să ajungă acasă la el. Atât de tare s-a inundat atunci și toată cauza a fost legată de râul Don. Dar țin minte cu amuzament faza aia, pentru că eu la un moment dat era, uite, ți-am spus eu, vezi ce pățeam dacă mergeam la mall și eu eram, îmi pare rău că n-am mers, îți dai seama, o noapte întreagă la mall. Păi da, dar i-am închis magazinele. Da, știu. Da. Sau poate că nu. Îți dai seama, Ciao Baby, câtă mâncare producea? Am pierdut o noapte la mall. Hai să mergem acum, poate plouă destul până seara. Lasă, domnule, nu mai numai la de-astea. Eu în continuare nu mă pot opri să... Nu mă minunez de culorile astea frumoase, dar stați că o să vină o zonă cu niște culori și mai frumoase, pentru că le-am văzut mai devreme și nu știu de ce am luat eu spre mol, nu știu ce m-a apucat. Dar nu ne-au făcut pe noi culorile astea să luăm decizii? Decizii? Da. Pentru mine e cam definitivă decizia, nu? Ok. Și Doru era decis și îmi zici și așa facem și eram bine șeful. Păi nu, eu sunt din categoria, domnule, am decis, bun, hai, executăm facem, acum, da. Nu stăm să pierdem vremea, stai să vedem dacă pică astrele, dacă sunt pietrele întoarse corespunzător, dacă planetele. Bate soarele, nu mai zic planetele de planete, da. Frumosul nostru șefil ne scrie astăzi cineva în comentarii, păcat că nu are aeroport. Există aeroport, se numește Doncaster Sheffield, numit și... Cum se numește? Robin Hood Airport? Robin Hood, da. Da. Există și acest Robin Hood Airport. Bă, da, ce trafic se lasă. Da. Acest Robin Hood Airport care e aici, foarte aproape. De fapt, este exact între Doncaster și Sheffield și cred că și separă. E un aeroport mic. Doar îi zice hambar sau cum hambar, zice. Da. Păi seamănă, mă rog, în opinia mea, seamănă cu ăla din Zakynthos, să știți în opinia mea. Și am înțeles că Wizz Air nu mai zboară acolo. Trebuie să călătorim cu alte linii, domne. Noi care suntem, eu iubesc foarte mult să zbor, știți, mă cunoașteți, îmi place foarte mult. Mi se pare un sentiment aparte. De fiecare dată când zbor, mă simt mai vie pentru o secundă, pentru că cu fiecare secundă mă simt mai aproape de moarte, da. În capul meu. Ia, iartă-mă o secunddă. Uitați ce culori frumoase avem aici în față. Doru e poetic cu culorile și domne, toamna este ceva senzațional. Uitați cât de frumos e. Da, și frunzele pe jos, pe cuvânt, dacă nu vine să mă dau jos din mașină și să mergem prin frunzele astea. Uite aici în dreapta, uite câte frunze, ce frumos! Doamne, ce mai zice oare Bacovia? Ia uite, v-am reînviat în sufletul lui Doru, cam așa, cred că asta zice Bacovia. Dar uite cât de frumos e, da, uite aici, este. În partea asta, în stânga. Este, întotdeauna mi-a plăcut și am avut norocul ăsta fantastic să picăm când am fost în Franța la studii. În luna octombrie și mi s-a părut o lună atât de frumoasă. Mai ții minte cum se transformase tot Monsantinian, era să zic Mont-Saint-Michel. Monsantinianul ăla se făcuse, totul era o chestie aurie cu roșu, cu frunze pe jos și ne-am plimbat o grămadă. Hai de mine.
Duminică la Costco. La ce oră avem acolo? La 2. 2:30. A, suntem bine, domnule. Avem timp să stăm la coadă. Da, coada, nu fac o plăcere să stau la coadă niciodată. Niciodată? Deci, păi ce engleză ai că ești tu, domnule? Da. Se spune că englezul e omul căruia îi place să stea la coadă. Hai, domnule, he's queuing for everything. No. Păi da, dar el stă la coadă din propria lui inițiativă și din dorința proprie de socializare. Dar de ce ești așa franțuzoică asta? Scuză-mă că te-am trebuit să spun. Pentru că m-am spart de pe cap și eu nu ies în ploaia asta să-mi facă părul, să mă ciucă. Crățuleanu? Da, și am zis să-mi pun asta. Dar coada nu e niciodată pentru magazin. Coada e întotdeauna pentru benzină. Da, da, da. Așa se face. Aici, toată zona asta, de fapt, este un mare parc industrial, că de-aia s-a și pus, probabil, Costco. Aici, că la momentul ăla a prins spațiu aici, dar e o chestie care are puține intrări și puține ieșiri, adică are o intrare și o ieșire, nu? Pentru că trebuie să controlezi ce intră și, se, și ce iese de aici. Că na, așa e în parcurile astea comerciale, industriale, nu știu cum să le spun. Dacă ți-amintești, și acolo unde lucrai tu era la fel. Când ai lucrat aici, lângă casă, când mergeai la birou. În alte știri, mai țineți minte cât era prețul la combustibil? 1,90 și aproape 2 lire. Uite, ușor, ușor, acum a dat înapoi. Și cred că cumva s-a și stabilizat. Nu mai e panica aia, dar asta nu înseamnă că nu e coadă mereu la combustibilărie aici, la Costco. La Costco este mai ieftină, dar nu poți veni decât dacă ai card din asta de membru. Și apropo, am reușit să ne facem și noi carduri, deși noi aveam un card înainte, pentru că prin bunăvoința Irinei și a lui Nazar, ei ne-au făcut nouă un card. Însă acum avem propriile noastre carduri, domnule. Și ghiciți pe ce? Nu că suntem în tagmă, nu nimic, domnule. Ni le-au făcut pentru că avem card de credit Amex. Noi avem carduri de credit de la American Express, dar nu le-am folosit niciodată. Am înțeles că au un parteneriat, ceva, probabil, o ofertă, da. Acum. Deci dacă aveți card American Express, veniți și faceți-vă card de la Costco, că nici nu știți ce pierdeți. Sunați-vă bunicile, vecinii, prietenii și spuneți-le despre această mega ofertă. Am zis bine, am făcut bine reclamă, ne dă și nouă Costco un covrig, un croissant, tot ceva. Ce avem mai scumpă? Diamante. Uite cât de frumos sunt cei aceia. Simpli așa. Care ăștia la 500? Da. Ia unde-s, domnule, unde sunt ascunși? Ăștia rotunzi așa. Simpli și atât de frumoși. Dar nici ăștia nu sunt urâți. Vezi, toate sunt cam, prețurile sunt cam la fel. Superbe bijuterii aici, dar favoritele mele, hai să-ți arăt, inelul ăsta, l-am văzut data trecută, cu perlă. Bineînțeles, împreună cu cercei cu perlă. Și avem aici și acest șireag. Mi se pare ceva mai elegant de atât, eu nu pot să mă gândesc. Când văd perle, mi se pare de o eleganță, ești necomod. Au și cu culori, au și foarte frumoase bijuteriile aici. Eu de curând m-am uitat la ele. Pentru că nu le dădeam atenție și Nazar mi-a zis, da, păi să știi, că eu am senzația că-s gablunțuri. Și el a zis, nu, să știi că au preț foarte bun la aur și preț foarte bun la diamante. Și eu am zis, ah, ok, și atunci le-am dat atenție. Foarte interesant. Pun în colecția mea idei bune pentru cadouri. Și asta ar fi o idee bună, în special pentru prietenii noștri ucrainieni, nu o să le dăm numele, pentru că ei adoră poze în toată casa. Și ai văzut că au, și mai ales de când o au pe cea mică, să aibă așa un display din ăsta în care să-și poată pune poze care să vină una după alta, să nu fie constrânși la o singură poză, mie mi se pare o idee extraordinară. Să știi. Nu? Da. Ne uităm să vedem dacă găsim un pic mai mare, asta are 10 inci, dacă găsim un pic mai mare, pentru că au pozele alea atât de frumos realizate și pixel perfect. Și pe alb de... mi-ar plăcea. Pe alb, mai da, neapărat pe... că se potrivește, da, pe alb la ei în casă. Foarte da. Clean cut, așa, foarte... Dar uite, uite, ai venit în Costco? Fac o idee de cadou. Mai țineți minte că acum ceva timp când am venit aici în Costco mi-am luat peria asta, despre care nu că sunt mulțumită. Vreau să vă spun că își scoate banii cu vârf și îndesat, pe lângă faptul că are capostul rotativ, în care poți să-ți ondulezi și să-ți faci bucle din alea foarte legere. Are perile astea două pe care le ador și care una este pentru pieptănat, cealaltă este pentru propriu zis îndreptat, îți îndreaptă părul, m-am făcut și aseară cu ea. Mi se pare că îți lasă părul atât de moale și de fin și fără frizz, care nu știu, ion pozitiv cu ei, care se înțelește cu un ion negativ. E gangbang acolo. Și îți oprește frizzul sau ceva de genul ăsta și mi se pare super, super bună. Iar ăsta e capul de uscat, pe care îl folosești și tu uneori. Da, da, zici că este mai ieftin pe site. Aici e 113 dacă da. Ei, iar pe site cât este? Aseară m-am uitat și era 80, așa cum am zis, un bun cadou de Crăciun. Mi se pare că pentru o doamnă cu D-ul cum trebuie, așa ceva e ceva foarte bun. Asta e, domnule, George Clooney. Dar eu nu mi-l amintesc să fi fost așa mare. Mie mi se pare că al
că ăsta era un pic mai mic. Mai mic, ăsta e și cu tot, mai... ăsta e cu tot cu lăptar. E cu tot cu lăptar și de-aia e mai scump, dar ei nu mai au variantele alea, nu mai fac mașinile alea atât de mici. Mi-a alea mici îmi plăceau pentru că, practic, erau pe jumatea ăstora. Da, și totuși îl vreau pe crom. Pe crom, nu? Da. L-ai găsit undeva? Nu m-am uitat aseară, că am fost atât de puturos, doar ți-am promis, dar nu m-am uitat. Nici eu nu m-am uitat. Îmi cer scuzoaiele. Da. Căutăm un cadou, așa că time out. Bun, hai că am luat și cadouri, acum putem să o tem de aici? Am să luăm cadouri din octombrie, deci fiți atenți. Trebuie, domnule. Unde suntem în momentul de față. Deci n-avem nicio șansă la Nespresso ăla pentru că e negru, de microcuptor de microunde nu am chef să mă uit acum. Am găsit și câteva idei de cadouri, ceea ce e foarte bine. Uite, au și o liță de noapte aici. Cum eu facem cadou pe asta? Este o... Eu glumesc, evident. Un ajutor pentru cei care fac baking. Zicem noi, dar una de asta roșie, dar din ceramică, nu, nu de plastic. Din ceramică mi-ar plăcea să știi. Deci vrei să te apuci de baking? Uite, nu, dar putem să facem salate. Uite asta pentru Remus și Mariana, arată atât de Portugalia, like. Să știi. Vezi? Păi ce facem, mă, dăm spoiler aici, mă? Că nu o să le iau oale lui Remus și Mariana. Doar m-am dus cu gândul la ei din cauza, sau datorită, mai bine zis, acelui... Portugalia! Da? Nu-ți plac. Mă, sunt prea mulți, am strâns o grămadă. Mai degrabă să iei să-i faci cadou cuiva decât să ții. Tu știi cum o să arate camera aia când o să împodobim? Mi-a dus că am mai adus 4 ieri acasă. Doar o i-aduce pe toți acasă. Unde-i mai pui și pe ăștia săraci? Ia uite. Așa există și așa, ia uite ce drăguț. Aia chiar sunt drăguți, da. E nasol, nu, e nasol. Cu noi în Costco și cu nouă ne place să facem sărbătoare din orice. Știi că sărbătorim, da? Cu frigii. Nemțești, Nemțania din San Francisco. Știi că s-a mutat San Francisco în Nemțania? Ce ți-ai luat aici? Mamă, uitați-vă câtă șuncă și-a luat. De aici un kil de șuncă, nu? Da. A luat șuncă, domne, și salam. Că trebuie să țin înclinat să nu dau spoiler ce am cumpărat. Și salamul Ganezo, domne, foarte mie. Și acum știrile pe scurt cu Delia din politică, bineînțeles, pentru că noi dezbatem aici pe fundal, avem radio care ne spune că Rishi Sunak a intrat în cursa pentru PM-ul Angliei alături de... Borisache. Borisache încă nu și-a anunțat oficial. Doru speră. Doru este un mare iubitor de Boris. Uitați-vă la el. Ua, ua, Tim Sunaki! Ziua topi pe tu. Eu nu sunt, la mine e mai mult o bătălie din asta, dar am zis că dacă ai o problemă, cum avem noi în momentul de față, o criză financiară și o problemă de natură economică, cum să ne aduci, domne, un om de finanțe la cârma țării? Vai, ce frumos e aici! Ia uitați, toamna! Asta e o imagine clasică englezească, vezi pe dreapta casă, da. La asta și pe stânga copaci, așa? E un parc mai în stânga. Cui pasă, domnule, din politică atunci când natura îți prezintă astfel de tablouri? Până una alta am dat de acest loc, mi se pare mi se pare senzațional, voiam să zic, dar citeam în același timp că se numește Maison Mes Amis. Super arată căsuța, așezarea de afară. Doamna, ce petit maison, lângă... Da. Unde este? Lângă aici? Da. Da. Ce este, domne, cartier francez? Bă, tu m-ai adus în Franța? Nu știu. Seamănă foarte mult cu ce găsim noi în Buxton. Unde ce sărbătorim, domne? Spune-ne odată. Asta rămâne să afli, domne. No, nu, tu trebuie să ne spui. Domne, nu vreau să ne spui. Da, uitați aici, îl avem pe domnul acesta care is living the best life. Practic, își trăiește viața la maxim într-o decapotabilă din asta super. Bă, dar nu-l trage, mă, curentul. Nu știu, domne. E, are noroc că nu plouă. Dar pe drumurile astea așa, cât e de frumos, aș pune și o căciulie în cap și aș trage așa o plimbare. Mai ții minte când ne plimbam prin Scoția? Da, da. Câte grade sunt? 14 grade, deci este permis la decapotat, că asta era limita noastră. Dacă era 14 grade sau mai mult, decapotam. Dacă erau, nu, dacă erau mai puțin, nu decapotam. Deci domnul este în limita legii, nu? Tot coborâm, coborâm, ni se înfundă urechile. Am și urcaș, am și uite, coborând. 20%. Pentru că tot înghit aici în sec, bine, probabil o fi și foamea de vină, dar chiar mi se înfund urechile și țin minte că și data trecută când am fost, la fel am pățit. Doru era așa surprins pentru că nu știa unde îl duc, nici eu nu știam unde mergem propriu zis, nu știam că drumul va fi atât de frumos, dar a fost surprins, a și zis și el că dincolo de surpriza cu localul în sine, drumul a făcut la ceas de seară, așa romantic, nu, iubirea uite mea? Uite de ce, pentru că sunt doar case din astea vechi, așa.
Așa este. Modelul și arată foarte frumos casele astea de piatră. Mie îmi plac și mi se pare că dau un vibe aparte în general. Când văd, parcă mie îmi plac mai mult decât cele cu cărămidă roșie, tipic britanice. În general vreau să vă spun că este o zonă plină de pensionari pe aici, de-aia l-am și adus pe toată. Pentru că știți că noi ne simțim bine. Uite că au și case terasate clasice, dar tot așa, din piatră albă. Da, mie îmi plac mult. Mie mi se pare că dau o senzație de vintage. De vechi. De vechi, da, dar da, în sensul ăla foarte elegant, în momentul în care arată așa. Și bineînțeles că... Și orașelele astea, sau sătucele astea, sunt bine coafate, ia uitați-vă aici, tunse și aranjate, ca să dea astfel de aspect, că degeaba e casa arătoasă dacă tu ai boscheți în fața ei. Noi spuneam că eram îndrăgostiți de partea asta de countryside în Franța, dar nici Anglia nu se lasă, vreau să vă spun, mai prejos, mai ales dacă merge așa în sate, față de localitățile alea mai mari, care au și centru și... care uneori nu poți să ai cea mai plăcută surpriză, însă sătucele astea mici, la ales dacă sunt și izolate așa. Ăla e complexul, nu? În da, aici este complexul și trebuie să intrăm, se intră ca într-un parc. Prima oară am fost puțin pierduți, dar apoi ne-am dat seama că intrarea e cumva ascunsă un pic aici și se intre, zici că intre într-un castel, așa. Și mi se pare foarte frumos, ia uitați-vă că a venit puțin și soarele și joacă așa printre nori împreună cu culorile astea. Unde ești tu, Eminescule, să mă auzi cum vorbesc? Da. Iar atunci când am ajuns aici, în fața acestui mic castelaș, i-am spus lui Doru, era seară și deja luminile erau aprinse și se vedea așa foarte cozy și i-am zis neapărat să venim și pe zi și să vedem cât de frumos arată aici, pentru că este un loc aparte. Nu-i așa, Lizzy, că ți-e place aici în locuri din astea? Măi, e micuță ce ești. Pe lângă locul care este superb și te face să te simți atât de bine, am comandat două antreuri extraordinar de bune, cel puțin la mea, ciupercile acelea cu pâine, cu sosul ăsta, care a fost absolutamente delicios, de mult n-am mâncat așa bune ciuperci, iar Doru a avut un prawn cocktail, nu? A fost ceva cu creveți și un sos special și cu niște pâine, puțină lămâiță, salată ca să-l fericească și pe el. Cafeaua este genială, am aici un cappuccino. Deci n-am decât cuvinte de laudă pentru locul ăsta pe care l-am descoperit și eu căutând pe internet un loc în care să-l duc și să-l surprind pe Doru. Și plin de oameni, foarte bine îmbrăcați, chiar dacă sunt pensionari majoritatea, așa cum am mai spus. Noi aici ne simțim bine, domne. Toți sunt la cămașă, la sacou, la cămașă cu plover din acela, foarte bine îmbrăcați, foarte chisiți, adorabil. Dacă Doru, deci știți cum mi-a spus Doru când că venim aici, când eram în ușă și i-am spus acum, doamne, trebuia să-mi fi spus că eu mi-e place să vin în rochițe în locurile astea, îmi place să vin corespunzător și zice, lasă dragă că stă foarte bine părul astăzi, nici nu mi-a mai trebuit altceva, Olaplex, cumpărați-l chiar astăzi. Ne pregătim pentru felul principal acum, am decis, eu îmi iau porc, exact așa scrie, porc. Tu ce ți-ai luat? Eu îmi iau bif. Exact așa scrie, beef. Este tipic restaurantelor din Anglia ca în ziua de duminică să se servească Sunday dinner. Starter cu roast, că e porc, că e vită, că văd că au și pui aici și bineînțeles un desert.